Scriitor de prim rang, cu o operă impresionantă și inconfundabilă, Augustin Buzura, fost membru titular al Academiei Române, a fost comemorat ieri seară în cadrul primei ediții a galei premiilor Fundației Culturale Augustin Buzura. Evenimentul s-a desfășurat în sala de marmură a Cercului Militar Național din capitală și a reunit academicieni, profesori, oameni de cultură și membrii ai familiei. Augustin Buzura a fost o efigie culturală a țării și în primul rând a Transilvaniei. S-a născut în nordul Ardealului, a purtat în sine toată povara și tot darul strămoșilor lui, care i-au transmis acest har extraordinar, acest talent ieșit din comun al literaturii, pe care l-a purtat cu o demnitate ieșită din comun, pe urmele unor mari prozatori din Transilvania, să zicem, de la Liviu Rebreanu până la Iona Gârbiceanu. I-am citit nuvele, schițe, dar i-am citit în primul rând romanul Orgolii, care e o frescă a intelectualității clujene de după cel de-al doilea război mondial. A intrat în conștiința publică, apoi, după căderea regimului comunist, ca președinte al Fundației Culturale Române, a făcut epocă, adică a lăsat în urmă niște realizări care cu greu vor putea fi egalate. Am avut șansa să fiu la New York când și-a lansat acolo traducerea romanului Refugii la una dintre cele mai mari librării. Era cunoscut în lumea literară internațională și a devenit apoi pe bună dreptate membru al Academiei Române pe urmele antecesorilor săi. E o sărbătoare, o comemorare și o sărbătoare. Noi românii și comemorăm și celebrăm în același timp. Comemorăm o personalitate care este într-o lume mai bună decât noi, dar nu mai e chiar cu noi, și celebrăm talentul, măsura, echilibrul, adică celebrăm valorile spirituale ale României și ale umanității. În cadrul galei, academicianul și medicul neurolog Jean-Jacques Ascensi a primit premiul de excelență Augustin Buzura. Academicianul Buzura reprezintă pentru mine, reprezintă pentru țara românească, reprezintă pe fiul de țăran din satul Berința din Maramureș, care s-a născut un lord al aristocrației gândirii și filozofiei, care s-a urcat pe cele mai înalte trepte ale literaturii. Este o personalitate care, datorită prieteniei pe care mi-a acordat-o, pe privilegiul de a putea vorbi cu el, de a putea învăța de la el, a fost unic. Eu trebuie să fiu cel care să-i dau trofeul memoriei lui și nu să primesc acest trofeu. Cel mai mare trofeu pe care l-am primit datorită prieteniei lui. Acest trofeu nu mai mă obligă și îmi dă posibilitatea să spun ce gândesc despre el. Fundația Culturală Augustin Buzura a fost înființată din dorința de a păstra vie memoria academicianului Augustin Buzura și vizează proiecte culturale de anvergură, precum și susținerea tinerilor valoroși și talentați. În cadrul evenimentului a fost lansat site-ul oficial al Fundației Augustin Buzura. Augustin Buzura este un model de verticalitate și un model de rezistență prin cultură în ambele regimuri. Și înainte de 89 și familia noastră știe toate problemele pe care le-a avut cu cenzura, cu securitatea, și nu a făcut niciun compromis, pentru că singura chestiune pe care n-a acceptat să o negocieze niciodată a fost legată de principii. Deci n-a negociat principii nici atunci, nici acum, și poate să constituie un model pentru tânăra generație. Prozatorul, publicistul și criticul literar cunoscut pe plan internațional, Augustin Buzura, a trecut la cele veșnice în data de 10 iulie 2017.